La șase luni după ce au divorțat, Marina Almășan și Victor Socaciu se întorc din nou în tribunal. Vedeta TV l-a dat în judecată pe fostul ei soț după ce a aflat că acesta câștigă mai mult decât a declarat atunci când a fost stabilită pensia alimentară pentru fiul lor. Marina vrea ca Victor să-i plătească fiului său o sumă de trei ori mai mare lună de lună. După ce a citit declarația de avere a fostului soț, Marina Almășan a stat de vorbă cu avocata ei. Din document reiese că Victor Socaciu câștigă lunar peste 6.000 de lei, din care ar trebui, potrivit legii, să-i dea lui Victoraș 1.600 de lei. În prezent însă, parlamentarul plătește o pensie alimentară de 500 de lei. Mă bucur că și-a descoperit brusc vocația de tată. Sună bine în prag de alegeri să te lauzi că ai grijă de copiii tăi. Îl rog omenește să-și achite obligațiile legale față de fiul lui. Avocata Marine a depus deja la judecătoria Câmpina o cerere de majorare a pensiei alimentare, dar aceasta nu este singura nemulțumire a Marinei. Ea le-a mărturisit jurnaliștilor de la Cancan că fostul soț a șantajat-o la divorț. Victor m-a amenințat că nu-mi dă divorțul dacă nu-i plătești cei 200.000 de euro și dacă nu-i cedezi vila noastră de la Cornu. Am fost pur și simplu șantajată de fostul meu soț. Intenționam să divorțez acum mai mulți ani, însă am amânat pentru că atunci nu aveam acești bani. A trebuit să fac împrumut la bancă ca să am acești bani și ca să mă pot despărți. Victor putea să găsească. Cu o cale mai elegantă. Victor Socaciu și Marina Almășan au divorțat în urmă cu șase luni, iar Victoraș a rămas în custodia mamei.